Să fie Domnul. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, ajutați și sprijiniți de mâna lui Dumnezeu, suntem din nou în locul acesta, de unde putem să chemăm numele Domnului și vrem să facem lucrul acesta ca Domnul să se prezinte la rugăciunile noastre, la problemele noastre în această dimineață și mâna Lui să fie cu noi în toată ziua de astăzi și toată viața noastră. Haideți așa cum stăm, cu toți împreună să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem lui că avem nevoie de ajutorul lui, să-i spunem lui că îl vrem în inimile noastre, îl vrem în viața noastră, îl vrem în biserică, ca el să conducă toată lucrarea din ziua de astăzi și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne închinăm Domnului.
pacea ta, binecuvântare ta să fie peste noi toți. Amin. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, în această dimineață ne vom folosi de cuvântul Domnului din Psalmul 116, pagina în Biblie 622. Să urmărim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Este un cuvânt al unui autor necunoscut, dar este cuvântul lui Dumnezeu care ne este de folos nouă și mântuirii noastre, lăudat să fie Domnul. Și prin primele cuvinte zice așa: iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazurilor și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam: sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam: orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău. Ierusalime, lăudați pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, în mijlocul casei Domnului, astăzi vrem să lăudăm numele Lui Dumnezeu, astăzi vrem să chemăm numele Domnului în viața noastră, să-L rugăm pe El să ne transforme viețile după voia Lui. Dacă cumva am venit cu inimile împietrite, cu inimile rănite de păcat din săptămâna aceasta, aici se prezintă Dumnezeul nostru și vindecă. El este cel mai mare doctor din univers și El face lucruri mari și minunate pentru cei ce se cred în El, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, haide să ne plecăm genunchi înaintea Dumnezeului nostru, haide să-I spunem că avem mare nevoie de prezența Lui în ființele noastre, avem mare nevoie de iertarea Lui, ca astfel să stăm înaintea acestui Dumnezeu care e sfânt, de trei ori sfânt, să fim curați și să fim cu o inimă bună cu care să putem să slăvim numele Dumnezeului nostru care ne-a creat, lăudat să fie El în veci. Ne plecăm înaintea Domnului și ne închinăm. Am vrea să te avem călăuză, am vrea să te avem ocrotitor
rugăm să rămâi cu noi mai departe, harul tău, pacea ta, binecuvântarea ta, Doamne, să coboare în inimile noastre, iar noi te vom slăvi, te vom înălța și te vom binecuvânta. Dumnezeu atotputernic, nădăjduim în prezența ta, în locuirea ta, nădăjduim în harul tău și în bunătatea ta, de aceea te rugăm să ne asculți, să ne binecuvintezi și să ne dai o inimă bună cu care toată ziua de astăzi să slăbim gloriosul în lume, să te binecuvântăm pe tine, Dumnezeu nostru, lăudat, cinstit și binecuvântat să fii Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Să ocupăm locurile și să cântăm pentru lauda Domnului. Hai să cântăm cântare, Am găsit în Domnul fericire. Am găsit în Domnul fericire, am găsit mărețul har divin, am găsit găsit în Iisus adevărul, când inima mea deschis, pace sfântă, binecuvântare, de la Domnul n-am primit. Glorie Iisuse ție, Aleluia, veci mărină, Tu ești a mea fericire, glorie, Aleluia, glorie, Iisuse, ție, Aleluia. Să vă mulțumim.
Am găsit în Domnul fericirea. Frați și surori, suntem noi fericiți că l-avem pe Domnul în viața noastră? Unde am putea noi găsi o fericire mai mare decât fericirea că suntem copiii lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul? E minunat să purtăm numele de fii ai celui preanalt care a făcut universul, cerurile și pământul. Acela este Tatăl nostru, Creatorul nostru și mai mult decât atât și Mântuitorul vieții noastre, slăvit să fie numele Domnului. Avem motive, frați și surori, să zicem ca și salmistul: iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele, lăudat să fie Dumnezeul nostru. Avem noi motive să zicem că-L iubim pe Domnul? Dacă da, atunci Domnul să ne umple gura de laudele Lui în această zi și harul Său să coboare în inimile noastre, pentru că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu atât de bun, care în fiecare zi la El, dacă venim cu recunoștință, El ne primește, El ne iartă, lăudat să fie numele Lui. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Frați și surori, avem noi vreun răspuns la rugăciunile noastre? Am adus noi cauze înaintea lui Dumnezeu și să nu fim ascultați vreodată? Că despre mine vă spun, frați și surori, mii și mii și poate milioane de cauze la care am chemat numele Domnului și Domnul mi-a răspuns, lăudat să fie numele Domnului. Frați și surori, merită să-i aducem slavă Dumnezeului nostru, merită să-L chemăm din toată inima și să-I spunem că-L iubim pe adevăratul nostru Dumnezeu, un motiv pentru care putem să zicem lucrul acesta, că ni s-a descoperit la vremea potrivită și n-am mers după Dumnezei străini, așa cum merge lumea astăzi și mulți alții din vremea noastră, și-au ales Dumnezei care nu sunt sau nu este viață în ei, iar noi l-avem pe adevăratul Dumnezeu care ne-a creat, lăudat să fie numele Lui. De aceea motivul nostru să fie acesta: îl iubim pe Dumnezeu pentru că suntem creatura mâinii Lui, pentru că ne-a asigurat cu viață veșnică. Frați și surori, chiar dacă în viața aceasta de 70-80 de ani care o petrecem aici întâmpinăm necazuri și probleme, în împărăția lui Dumnezeu va fi cu totul altfel. Acolo ne asigură cuvântul lui Dumnezeu că nu vor mai fi lacrimi, nu vor mai fi suspine, nu vor mai fi dureri. Acolo vom fi întotdeauna fericiți sub ocrotirea celui preanalt, lăudat să fie numele Domnului. Și zice salmistul: mă înfășurasere legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii. Dar ce-a făcut El? Am chemat numele Domnului, zice El, și Dumnezeu l-a ascultat, lăudat să fie numele Domnului. De atâtea ori, frați și surori, Dumnezeu a luat aminte la rugăciunile noastre. Avem atâtea motive pentru care să dăm slavă Dumnezeului nostru și să-L binecuvântăm, pentru că El este călăuză în viața noastră în fiecare zi, lăudat să fie numele Domnului, numai pentru că suntem în dimineața asta în casa lui Dumnezeu, e un motiv pentru care să putem da slavă lui Dumnezeu, pentru că nu suntem într-un spital sau pe un pat de suferință acasă. Dumnezeu ne-a ajutat să venim în locul acesta. Trebuie, dacă Dumnezeu a fost cu noi, să-I dăm slavă, să prețuim îndurările Domnului care se noiesc în fiecare dimineață față de noi, lăudat să fie Domnul. Pentru aceasta, frați și surori, aș vrea să aducem o rugăciune de mulțumire înaintea Marelui nostru Dumnezeu pentru sănătatea pe care ne-a dăruit-o, pentru ajutorul care ne-l trimite în fiecare dimineață.
frați și surori, când ne gândim, ne culcăm pe paturile noastre seara și am putea să nu ne mai trezim niciodată, dar Dumnezeu la vremea potrivită, El ne trezește, ne pune din nou în capul oaselor și ne pune în mintea noastră gândul să alergăm, să-L căutăm pe El, să cinstim numele Lui și să-I dăm slavă. Aceasta o merită Dumnezeul nostru pentru tot ceea ce lucrează în viața noastră, lăudat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm, să cântăm o cântare pentru lauda Lui Dumnezeu și apoi să îndreptăm rugăciunile noastre spre Domnul cu mulțumire pentru sănătate și pentru tot ce El ne dăruiește în fiecare zi, lăudat să fie numele Lui. Hai să cântăm cântare, urcăm pe treptele de har. Urcăm pe treptele de har, cu Iisus, cu Iisus, privind pe acelui hotar, zi de zi, ceas pe ceas, tot mai sus, Iisus înainte, nu după el, în urma lui. Suferința cea grea.
așa cum a spus, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce El ne-a dăruit și în mod deosebit pentru sănătatea ca să fim astăzi în casa Domnului și Domnul să ne asculte rugăciunea, ne rugăm. Te bine, Dumnezeu nostru sfânt, drept și adevărat, în numele sfânt al Fiului Tău ne înținăm cu mulțumire, cu laudă, să aducem slavă. Îți mulțumim frumos, Mântuitorul nostru, drag și sfânt, pentru dimineața aceasta, în care, Doamne Dumnezeule, am putut să venim în casa Ta, am putut, Doamne, să cântăm în cinstea numelui Tău, am putut să ne aducem aminte de bunătatea Ta care e veșnică, de aceea te rugăm, primește, Doamne, rugăciunile noastre înaintea Ta, primește-ne pe noi înaintea Ta, Doamne, și dă-ne o inimă bună, cu care neîncetat să-ți aducem slavă, neîncetat să te bine și cântăm pe Tine, pentru sănătatea pe care ne-o dăruiești în fiecare zi, pentru hrană și pentru tot ce avem. Doamne, îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm. Domnul nostru și Dumnezeu nostru, ești rugat să ne ascult din cerul Tău preanalt. Ești rugat să privești cu milă spre noi, să ne binecuvintezi, Doamne, cu harul Tău, cu prezența Ta, să lași mila Ta, pacea Ta, binecuvântările Tale, Doamne, în continuare, să coboare peste biserica Ta, peste poporul Tău. Tată iubit din ceruri, ne rugăm în numele Domnului Iisus să ne asculți, mâna Ta cea bună să fie peste noi, harul Tău, îndurările Tale, Doamne, Dumnezeule, revarsă-ne peste biserica Ta și lucrează-ți, Doamne, pregătește-ne pentru ziua venirii Tale, pentru că trăim vremurile despre care Tu ne-ai vorbit și te rugăm frumos, Doamne, ajută-ne să luăm aminte la tot ceea ce Tu ne înveți prin cuvântul Tău, ajută-ne, Doamne, să-ți recunoaștem bunătatea, mila și îndurarea Ta, Doamne, ajută-ne să putem mulțumi, ajută-ne, Doamne, să-ți fim recunoscători, căci mâna Ta cea bună ne ocrotește de puterile întunericului, ne apără de boale, ne apără de accidente. Doamne Dumnezeu nostru, te slăvim, te binecuvântăm în dimineața aceasta și din toată inima Ți aducem mulțumire, din toată inima Te binecuvântăm pe Tine, Marele nostru Stăpân, Marele nostru Creator și Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, că suntem în casa Ta și nu într-un spital. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, că bunătatea Ta este cu noi. Binecuvântările Tale sunt peste noi. De aceea îți mulțumim, te binecuvântăm și te rugăm frumos. În numele Domnului Iisus Hristos, primește înaintea Ta. Iartă-ne de orice vină, de orice abatere, Doamne, și apoi pregătește Tu fapte ca noi să umblăm în ele, să trăim o viață după Sfântă voia Ta, să umblăm în lumina Ta, în tot adevărul Tău, ca Tu să-ți găsești plăcerea în viața noastră, în inimile noastre, lăudat să fii și binecuvântat. Adă-ți aminte de noi în bunătatea Ta, adă-ți aminte de copiii noștri și apoi dragostea Ta de Dumnezeu. Binecuvântă-ne de la mic, la mare, de la tânăr, la bătrân, revarsă-ți îndurarea Ta peste noi toți și astfel învrednicește, Doamne, să rămânem statornici, credincioși sub Tvoi Tale, ascultători și împlinitori cu fapta, până când Tu vei veni, ca la venirea Ta să ne găsești vrednici, Doamne, pentru întâlnirea cu Tine, lăudat să-ți fie numele Tău. În bunătatea Ta, ne rugăm și pentru cei care lipsesc din casa Ta, care sunt bolnavi, Doamne Dumnezeule, întinde-ți brațul Tău, vindecă-i și adu-i în casa Ta și împreună cu noi, să înălțăm numele Tău cel minunat și sfânt, numele Tău cel drept să fie binecuvântat de către sufletul și viața noastră, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus ne rugăm. Ascultă-ne din cerul Tău preanalt, lasă pacea și binecuvântarea Ta în fiecare inimă, în fiecare casă, să domnească pacea Ta, dragă.
dragostea ta, Doamne, să umple viața noastră, ca astfel să umblăm, călăuziți de puterea Duhului Sfânt, ca Tu să-ți găsești plăcerea în tot ce facem noi, lăudat să fii și binecuvântat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, să fii slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Hai să cântăm cântarea Iisus iubit când vei veni. Iisus iubit când vei veni, mireasa ta pentru arăti. Ce bucurie mare a fi, o mire drag, te-aștept să vii. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat. De tine, Iisus, și să ne bucurăm de spus. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și nu te-aș vrea să fiu chemat. Bucurire mare a fi,
care ne pune această întrebare sau care o punem noi Domnului Iisus, mai este oare loc la nunta lui Iisus Hristos în ceruri? Mai primește El oameni oaspeți la nunta sa? O, cerul e deschis și toată lumea, dacă s-ar întoarce la Domnul pentru toți, a pregătit locul în ceruri, lăudat să fie Domnul. Ce minunat har pentru noi, așa cum spuneam mai înainte, că Dumnezeu ne-a deschis mintea, inimile, să-L înțelegem pe El, că suntem chemați la un ospăț minunat și sfânt. Suntem chemați să fim părtași la nunta lui Iisus Hristos în ceruri, lăudat să fie Domnul. Psalmistul care a alcătuit Psalmul 116 avea o speranță, avea o nădejde pe care el și-o declară prin versetul 9, zicea: voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, mai există în inimile noastre nădejdea aceasta că într-o zi vom fi acolo în ceruri cu Iisus Hristos? Mulți poate și-au pierdut această nădejde, dar facă Dumnezeu ca această nădejde să pătrundă în inimile noastre, să o avem, căci Dumnezeul nostru, ceea ce a promis El și face, lăudat să fie în numele Domnului. A promis Domnul Iisus la despărțire de către ucenicii Săi: mă duc la Tatăl căci vreau să vă pregătesc un loc acolo unde voi fi eu să fiți și voi. Nu e minunată promisiunea Domnului? Ba da, iubiții mei, frați și surori, vom scăpa într-o zi de suferință, vom scăpa într-o zi de necazuri, de ispite, de valuri care vin în fiecare zi peste viața noastră și vom fi acolo în ceruri cu Dumnezeul nostru, lăudat să fie numele Lui. Când ne gândim la o clipă de har pe care Dumnezeu o revarsă adeseori peste noi, cât de fericiți suntem, dar când vom fi totdeauna în prezența lui Dumnezeu și în harul Lui, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să vă amintesc că ziua de ieri pentru noi a fost o zi deosebită, a fost o zi minunată, o zi de bucurie în care am putut să-I spunem Domnului toate necazurile noastre, am putut să plângem, am putut să ne recunoaștem starea și Dumnezeul nostru, în dragostea Lui, El s-a prezentat la noi, lăudat să fie Domnul. Nu e minunat să aduci 20 de zile de post, în jur de 20 am fost ieri, frați și surori, înaintea lui Dumnezeu are mare valoare postul și rugăciunea. De aceea, frați și surori, vrem să înaintăm pe calea credinței, sunteți chemați și dumneavoastră, veniți cu noi, căci drumul pe care mergem ne duce numai la fericire și viață veșnică, lăudat să fie Domnul. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Avem noi această nădejde în inimile noastre? Mai avem noi speranță în vremurile actuale că într-o zi ne vom lua zborul de aici, de pe pământul acesta, și vom zbura să-L întâmpinăm pe Domnul în slavă? Ce zi măreață va fi ziua aceea! Gândiți-vă, frați și surori, la ziua aceea pe care Iosua s-a rugat lui Dumnezeu să oprească soarele pe bolta cerului până când va câștiga biruința asupra dușmanilor, și Dumnezeu l-a ascultat. A fost o zi de bucurie pentru Israel, dar pentru noi atunci când vom zbura de pe pământ și vom fi împreună cu Domnul Iisus, soarele nu va mai avea nicio valoare pentru noi. Știți de ce? Domnul Iisus Hristos va fi soarele nostru. El va fi bucuria vieții noastre. Vom fi cu El la ospățul nunții Lui acolo în ceruri, lăudat să fie numele Domnului. Și zicea salmistul: aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Și și-a pus în gând să facă totuși ceva. Ce facem noi ca să răsplătim Domnului toate binefacerile care ne le-a dăruit El în viața noastră de zi cu zi? Zicea el:
Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Frați și surori, haideți să ne oprim din goana vieții, din alergările noastre și să privim o clipă în urmă, până acolo unde am încheiat legământ cu Domnul, în apa botezului, când am zis că îi vom sluji Domnului din toată inima și toată viața noastră. Ne mai aducem noi aminte de acele clipe? Ne mai aducem noi aminte de juruințele acestea? Psalmistul zice că își va împlini juruințele făcute în fața lui Dumnezeu, în fața întregului său popor, lăudat să fie Domnul. Dacă am făcut vreo juruință, frați și surori, haide să ne aducem aminte, haide să căutăm, să ducem la îndeplinire, măcar acum, după cine știe care, câți ani avem de când am încheiat legământ cu Domnul, să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând, frați și surori. Știți dumneavoastră cât de mult preț pune Dumnezeu pe om? Dacă am putea să ne dăm seama, poate ne-am schimbat viața și am trăit-o sub altă formă. Aduceți-vă aminte la prețul care l-a plătit Iisus Hristos pe cruce pentru noi. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu a dat ce a avut mai de valoare în ceruri pentru răscumpărarea noastră, lăudat să fie Domnul. Cât preț punem noi pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu? Psalmistul zice, iubesc pe Domnul, că și El mă ascultă, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, haide să ne gândim că avem de-a face cu un Dumnezeu viu, avem de-a face cu un Dumnezeu minunat, care într-o zi vom sta în fața Lui și va trebui să dovedim tot ce am făcut din viața noastră, să ne recunoaștem. Încă harul lui Dumnezeu îl mai avem la dispoziție. Va veni o zi, frați și surori, când harul care noi l-am primit de la poporul lui Israel, pentru că ei nu l-au primit pe Iisus Hristos, într-o zi se va lua de la noi și fiecare va rămâne în starea în care îl va găsi vremea aceea. Ce vom face atunci, frați și surori, când ne vom vedea starea că nu suntem vrednici pentru împărăția cerurilor? De aceea, zice cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 35, cu oarecare verset, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. La aceasta suntem chemați în această dimineață, haideți să ne luăm noi hotărâri, haideți să schimbăm starea vieții noastre, să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Nu ne gândim noi la vremea aceasta de har în care nu avem piedici să venim la rugăciune, în care putem să fim prezenți ori de câte ori este un program în biserica aceasta. Minunat ar fi să fim cu toții la altar, minunat ar fi să dăm slavă Dumnezeului nostru și să-i fim recunoscători pentru tot ceea ce El a lucrat în viața noastră. Lăudat să fie numele Domnului. Și acum, frați și surori, vrem să mai aducem o jertfă pe altarul Domnului în această dimineață. Vrem să ne aducem starea vieții noastre. Vrem să aducem mulțumirile noastre, dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nostru, care e plin de bunătate, plin de milă și îndurare, El ne ascultă. Și El vine în ajutorul nostru, lăudat să fie numele Lui. Haide să ne ridicăm pe picioare, haide să ne aducem aminte de starea în care ne găsim și vrem să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Și îmi place să spun, haideți să ne rugăm unii pentru alții, haideți să simțim unii cu alții, haideți să chemăm numele Domnului în ajutorul nostru, pentru că suntem familia lui Iisus Hristos. Toți facem parte din familia Domnului și pentru aceasta, frați și surori, trebuie să fim uniți, să fim ca o familie, ca și cum sunt părinții, cum își iubesc copiii și copiii părinții, frați și surori, să ne rugăm unii pentru alții. Unii sunt mai slabi, alții mai tari, cei mai tari să simtă cu cei slabi și fiecare să mijlocească pentru cel de lângă el și Domnul
ne va asculta rugăciunile, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne aducem copiii înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă amintesc că sâmbătă băiatul nostru din Detroit s-a tăiat la o mână cu o drujbă și este foarte grav. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca să intervină mâna Domnului și să-l vindece. Dacă sunt alte cauze, sora Cornelia văd că încă lipsește din casa Domnului, de ce să nu ne rugăm ca Domnul să-i dăruiască sănătate deplină? Apoi, dacă sunt și alții pe care știm că sunt bolnavi, Domnul are balsam vindecător pentru orice fel de boală, de aceea să strigăm către Domnul pentru semenii noștri și Domnul să ne asculte rugăciunile. Dacă mai sunt cauze pe care vreți să le aduceți prin voce tare sau prin ridicare de mâini, stăm la dispoziția tuturor și vrem să ne rugăm pentru toți ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și în familiile noastre. Amin. Cauze? Amin, amin. Alte cauze? Ce bine ar fi să nu avem cauze, ce bine ar fi să fim fără probleme și până nu vom ajunge în ceruri, nu vom scăpa de probleme, frați și surori. De aceea, prin ridicare de mâini, atâtea mâini ridicate, toți avem câte ceva de a-i spune Domnului, haideți cu aceste cauze să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru copiii bisericii, pentru tineretul bisericii, pentru cei care sunt slabi pe calea credinței, ca Dumnezeu să ne ridice pe toți, să fim gata când sunava trâmbița, noi cu toții, împreună cu copiii noștri, așa cum a ieșit Israel din Egipt, cum a spus Moise, nici măcar o unghie, nici al nostru să nu rămână aici. Facă Dumnezeu și pentru noi la fel, ca împreună cu cei dragi ai noștri să zburăm spre împărăția lui Dumnezeu în acea zi și Domnul să ne asculte rugăciunea. Haideți să aducem aceste probleme în fața Domnului și să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care locuiește, ești rugat să privești cu milă și îndurare în mod deosebit peste cei bolnavi, peste cei ce trec prin grele necazuri în vremea aceasta. Ne rugăm pentru cei plecați din mijlocul nostru, ne rugăm pentru sora Cornelia, Doamne Dumnezeu, dăruiește-i sănătate de plină ca să poată veni în casa ta. Te rugăm și pentru fiul nostru care este accidentat, Doamne Dumnezeu nostru, întinde-ți brațul tău peste biserica ta, ascultă, Doamne, rugăciunea poporului tău, întinde-ți mâna peste tine, risipitori, care au plecat din casa ta, care au plecat din familie, Doamne, Dumnezeul nostru, în bunătatea ta, în dragostea ta de tată, întinde-ți mâna și întoarce-i inima spre tine, pentru că tu ești Dumnezeul nostru. Ascultă-ne din cerul tău preanalt, ne rugăm pentru toți copiii noștri pe care tu ne-ai dăruit în această viață. Vrem ca împreună cu noi, într-o zi să fim acolo în împărăția ta. Ascultă-ne din cerul tău preanalt și vrednicește, Doamne, să stăm la dispoziția ta, să facem numai sfântă voia ta, să alergăm la cuvântul tău și să îmbrățișăm harul tău și îndurările tale care ni le-ai pus la dispoziție. Lăudat să fii și binecuvântat Dumnezeul nostru. Îți mulțumim pentru această dimineață în care, Doamne Dumnezeul nostru, ne-ai dat ocazia minunată să spunem ție tot ce ne apasă, toate dorințele pe care le avem, toate problemele noastre sunt înaintea ta. Copiii noștri, nepoții noștri, tineretul casei tale, bolnavii, cei ce sunt plecați în călătorie, Doamne Dumnezeul oștirilor, mâna ta cea bună să fie peste toți ai tăi și astfel Duhul tău cel sfânt să ne fie călăuză, să ne fie sprijin și ajutor în toate problemele vieții noastre. Îți mulțumim, Doamne, că suntem în casa ta, îți mulțumim pentru această zi minunată,
pe care Tu ai hotărât-o pentru noi, să fim împreună în casa Ta, să ne aducem aminte de bunătățile Tale, de îndurarea Ta care-i veșnică, lăudat să fii și binecuvântat. Te rugăm să ne asculți, te rugăm să ne primești înaintea Ta, să ne dai o inimă bună, o inimă credincioasă cu care neîncetat să slăvim numele, neîncetat să te binecuvântăm pe Tine, pentru că mâna Ta este deschisă ca tot ce are viață să primească hrană din mâna Ta. Îți mulțumim, te onorăm, te binecuvântăm, Stăpânul nostru drag și sfânt, și mă rog pentru frații noștri, surorile noastre, care astăzi sunt înaintea Ta, întinde-ți mâna peste fiecare în parte, peste fiecare familie, adă-ți aminte de familiile tinere, unde vrăjmașul caută să dărâme, Doamne Dumnezeu nostru, întinde-ți brațul Tău protitor și apără, Doamne, cauzele copiilor Tăi, oricare și oriunde s-ar găsi, Tu să fii ajutor și sprijin în orice situație. Te binecuvântăm pentru dimineața aceasta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să fim împreună în casa Ta. Mă rog acum, revarsă-ți îndurările Tale peste toți aceștia care au venit în casa Ta, peste toți aceia care ar fi vrut să vină și n-au putut. Doamne Dumnezeule, în dragostea Ta, în bunătatea Ta de Tată, acolo unde se găsă cercetează-i Tu, vino în ajutorul lor, dăruiește-le sănătate, putere, ca să poată să facă sfântă voia Ta, ascultă-ne din cerul Tău pe-analt și rămâi cu noi, pacea Ta, îndurarea Ta, mila Ta, să fie peste fiecare în parte și Duhul Tău cel Sfânt, să ne călăuzească în tot adevărul Tău. Îți mulțumim pentru această dimineață. Te rugăm mai departe să-ți binecuvintezi cuvântul Tău, să-L îndulcești pentru noi, ca să simțim dulceața Harului Tău, care este în cuvântul Tău și în adevărul Tău. Rămâi cu noi și noi Te vom slăvi. Tatăl nostru din ceruri, lăudat și binecuvântat să fii de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, cu ajutorul Domnului încheiem oara de rugăciune. Domnul să ne primească rugăciunile înaintea Lui și Domnul să asculte fiecare cauză, fiecare dorință. Domnul să-și binecuvinteze lucrarea în continuare și să fie cu noi toată ziua de astăzi și toată viața noastră. Amin. Cântăm pentru lauda Domnului. Ascultăm cântarea Îngerii din Cer și cântă. Îngerii din Cer cântă, pe deasupra veilor, munții bucuroși repetă, armonia cântului, Thank you.
să cerem binecuvântarea Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt peste serviciul divin de evangelizare. Am să rog pe fratele Luca să înalți o rugăciune și noi toți să-l susținem în rugăciune înaintea Domnului. Amin. Amin, Doamne. Amin. Amin. Locurile, haideți să dăm slavă Domnului toți împreună dintr-o cântare. În timpul acestei cântări să ne închinăm și să slujim Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Dacă este cineva care vrea să laude pe Domnul cu o poezie sau o cântare, vă rog să-mi trimiteți un bilet aici la amvon. Ce veste de bucurătoare care îngerii te-a adus, vestea despre bucurătoare care Dumnezeu te-a trimis de sus. Iată s-a născut pe sus, mântuire ne-a adus, e născut. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. E născapă de nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste bucurătoare!
Este un mare har pe care Dumnezeu Tatăl l-a oferit omenirii. Domnul să ne ajute să beneficiem de harul acesta. Sau cum scrie cuvântul Domnului, să nu risipim harul, ci să beneficiem de el. Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune, să știm, să ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos. În sensul acesta, serviciile divine în casa Domnului, în săptămâna care am intrat, și acum știm, marți seara avem rugăciune, joi avem serviciu divin, sâmbăta este rugăciune, duminică din nou ne întâlnim în casa Domnului și toate acestea sunt harul lui Dumnezeu pentru noi, ca să învățăm felul în care să trăim pe pământul acesta ca și copii ai lui Dumnezeu, făcând cinste Domnului și Mântuitorului nostru. Joi seara, deci serviciu divin, așa cum știți, este de la 7 la 8 și jumătate, sunt și repetițiile de cor. Și fratele Iosif făcea un apel la toți cei care Domnul ne-a dat talentul acesta să-L lăudăm. Sunteți invitați să veniți să ne pregătim, frați și surori, să nu facem lucrarea Domnului oricum. Noi trebuie să ne pregătim. Gândiți-vă câte ore pe zi se pregătește un artist care cântă în lumea de afară. Să știți că multe ore. Spunea una dintre artiste că pe o săptămână s-a pregătit numai ca să prezinte doar poate 30 de secunde. O săptămână. Deci, hai să învățăm lucrurile acestea, că Biblia ne zice că zice, și fii lumii acestea, dar parcă sunt mai înțelepți ca fiii luminii. Haideți să învățăm și noi să slujim Domnului, pentru că aceasta va rezulta în binecuvântarea noastră. Amin? Suntem și la încheierea anului, cu ocazia sărbătorilor acestea de iarnă, deci vom avea serviciu divin. Sâmbătă este 24 decembrie, cum se spune, ajunul nașterii Domnului. Vom avea serviciu divin de la ora 7. Duminica 25 decembrie avem serviciile divine obișnuite în casa Domnului, dimineața de la 9 și jumătate și seara de la ora 6. De asemenea, cu ocazia încheierii anului și începutul anului nou, 31 decembrie, ziua ultima zi din anul 2016, este tot sâmbăta.
Și ne vom întâlni în casa Domnului de la ora 7. Și apoi, duminica 1 ianuarie, venim la casa Domnului, frați și surori. Este prima zi din an și mi-aduc aminte cum scria la Exodul, unde s-a stabilit sărbătoarea Paștilor, spunea că luna aceasta este cea de lună a anului, da? Și să venim și să sărbătorim eliberarea noastră de surobia păcatului. Deci, 1 ianuarie va fi duminica și ne vom întâlni în casa Domnului dimineața de la 9:30 și apoi seara de la ora 6. Fie ca binecuvântarea Domnului să rămână peste noi și Domnul să fie acela care să aducă o trezire spirituală în viața noastră a fiecăruia. Eu cred că este nevoie și întotdeauna a fost nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent în mijlocul nostru. Și mă bucur că de câte ori venim aici, simțim această prezență a Domnului. Și Domnul nu rămâne dator, frați și surori. Pentru toți cei ce se implică în lucrarea de laudă și de cinstire a lui Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește și binecuvintează. Să nu luăm venirea la casa Domnului ca la un program obișnuit. Întotdeauna când am venit aici, să știți că Dumnezeu a avut un cuvânt pentru mine. Poate că și pentru dumneavoastră. Dar întotdeauna m-am dus cu ceva. Nu numai faptul că eu am predicat sau că alții au predicat. Întotdeauna Dumnezeu a descoperit ceva care mi-a fost folositor mie și în viața mea. De aceea, mi-aduc aminte odată când s-a citit Psalmul 30, versetul 1. Și zice, voi binecuvânta pe Domnul, zice, Domnul este Cel ce nu a lăsat pe vrășmașii mei să se bucure de mine. Frați și surori, e puțin lucru aceasta să nu lase, da? Mulțumesc că ați afișat, da? Da? Domnul este Cel ce nu lasă pe vrășmașii noștri să se bucure de noi. Să știți că vrășmașul vrea să se bucure de noi, să râdă de noi, să-și bată joc de noi. Dar cine? Domnul este Cel ce nu lasă ca vrășmașii să se bucure de noi. Și de ce nu lasă? Pentru că noi slujim unui Dumnezeu care vine și ne apără, și ne păzește, și ne înalță, și ne ridică. De aceea, Domnul să fie binecuvântat. Amin. Sigur, avem această parte în serviciul nostru divin de laudă prin cântare. Să nu neglijăm aceasta, pentru că este foarte importantă. Mesajul cântării poate să atingă inima noastră. Prin mesajul cântării, Dumnezeu poate să ne vorbească. Mesajul cântării are un efect așa de mare în viața noastră. Și vă spuneam și altă dată, unul din verișorii mei s-a pocăit. Nu era, tata lui nu era credincios și el nu era credincios. S-a pocăit și s-a întors la Domnul la o cântare. Și știți ce cântare? Nu una extraordinară, dar toate zi că ar putea să spun să extraordinare. Cântarea m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Era invitat și el și-a fost la un botez în familie, acolo era în zona Făgărașului și hai să mă duc și eu la botez, că se botează nepotul. Și s-a cântat cântarea aceasta și cântarea aceasta l-a străpuns și s-a întors la Domnul. De aceea are valoare extraordinar de mare. Și sunt cântări care sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu și care ne înalță, care ne ridică. De aceea, frați și soroți, e bine să venim la părtășie în casa Domnului. Domnul să ne binecuvinteze, fie cu noi, amin. Haideți să mai cântăm împreună toți dintr-o cântare. După aceea, sora Iulia are o cântare spre slava Domnului, sora Ani, fratele Potra va cânta, fratele Ilie, apoi corul bisericii, după aceea vor cânta copiii și apoi vom asculta cuvântul Domnului, amin. Ce veste minunată, lângă Betleem s-arată,
spun cum a sus porocii. Putere să pot suferi.
oferi, iertare să pot dărui, pierdut sunt fără tine. Neprihănită dragoste din tâi, iubirea mea de sine. M-a depărtat, m-a rătăcit, din clipa când te-am părăsit, dar azi mă-ntorc la tine. M-a depărtat, m-a rătăcit, din clipa când te-am părăsit, dar azi mă-ntorc la tine. Neprihănită dragoste din tâi, cu lacrimi de căință, cu-ntregul dor, cu-ntregul gând, mă plec în fața ta plângând, mă-nchin cu umilință. Cu-ntregul dor, cu-ntregul gând, mă plec în fața ta plângând, mă-nchin cu umilință. Doar tu dai sufletului meu, o iubire, o iubire, harete-n venit de sus, mântuire, mântuire, pe Golgota mi-ai adus. Venit de sus,
Care ne dă o siguranță a zilei de mâine. Și zice așa, spune frate ce ești trist, ori nu mergi spre paradis. Toți acei care și-au îndreptat pașii spre împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie plini de viață, bucuroși, că ne așteaptă Iisus Hristos în curând acolo în slavă. De aceea, haide să avem nădejde, să fim veseli și să dăm slavă Dumnezeului nostru care ne-a dat prilejul minunat să ne numim copii ai Lui, lăudat să fie Domnul. Spune, frate, ce ești trist, ori nu mergi spre paradis, că spre paradis de-e mergi, nu face să te întristezi. Că spre paradis de-e mergi, nu face să te întristezi. Căci acolo-n paradis nu e niciun suflet trist, acolo sunt bucurii ce durează în veșnicii. Acolo sunt bucurii ce durează în veșnicii. Acolo nu sunt dureri, nici lacrimi, nici întristări. Acolo este Iisus și bucurii de nespus. Acolo este Iisus și bucurii de nespus. Pentru ce e supărat, dacă ești răscumpărat, pentru ce te întristezi, căci așa tot ce ai pierzi? Pentru ce te întristezi, căci așa tot ce ai pierzi? Că totul pe-acest pământ e doar goană după vânt, căci totul e trecător și bietul omuritor. Căci totul e trecător și tot omul-i muritor. Și într-o zi și tu vei fi dus de aici în veșnicii.
și toată averea ta, spune cui o vei lăsa. Și toată averea ta, spune cui o vei lăsa. Dar ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, astfel sunt lucrurile de Domnul pregătite. Astfel sunt lucrurile de Domnul pregătite. Așa este în paradis, întors n-ai cum este scris, pentru cei ce-n Domnul cred, îl urmează și-l slujesc. Pentru cei ce-n Domnul cred, îl urmează și Yeah.
Ați văzut că toți au venit, cred că niciunul n-a rămas înapoi. Și aia mici, și aia mari, și aia. De aceea, Domnul spunea că dacă nu ne facem căi, dar nu numai la asta, la iertare, ci și la dăruire și la ascultare. Haideți să ne ridicăm, să cântăm dintr-o cântare și apoi am să citesc cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta.
ții-m în mână bine, ca această carte care ne dă lumină, care ne dă binecuvântare, care ne dă vindecare. Citim în dimineața aceasta din nou textul din Coloseni, din capitolul 3, versetele 11 până la 15. Deci Coloseni, capitolul 3, versetele 11 la 15. Și haideți așa cum parcă spunea acest refren al cântării, cel ce citește cu inima frântă să se întoarcă la Domnul. Da? Deci, ascultăm cuvântul Domnului. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Astfel, dar, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi.
Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că încetul cu încetul ne apropiem, să zic, de încheierea ciclului de predici din acest pasaj biblic. Vă aduceți aminte că am început cu mult timp în urmă și ne-am ocupat de acest caracter pe care îl cere Dumnezeu Tatăl de la copiii Lui. Simbolizat aici prin acest cuvânt, îmbrăcăminte. Versetul, unul din versetele cântării spunea de cartea aceasta Domnului, chiar ne îmbracă viața în lumină. Și aici textul spune că astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, dar nu oricum, sfinți și prea iubiți de Dumnezeu, să ne îmbrăcăm. Și știți că îmbrăcămintea are o valoare deosebită în societatea noastră. Cu mulți ani în urmă am avut două sau trei predici despre felul în care îmbrăcămintea influențează oamenii și ne influențează unii pe alții. Spuneam că am studiat atunci despre îmbrăcăminte și unul dintre cei care se ocupa de îmbrăcămintea președinților de la Casa Albă pentru, nu mi-aduc aminte, 15-20 de ani sau mai mult, a scris o carte și, între altele, spunea despre îmbrăcămintea executivă, adică, așa cum, să zic, sunt îmbrăcat eu acum, cravată și costum și pantofi și totul făcut bine. Și omul acesta care a studiat aceste lucruri spune că cei ce au această îmbrăcăminte, a spus el, și când au mers la un magazin, au primit un tratament special. Adică, atunci când a fost văzut de unul din lucrătorii acestui magazin, spunea, imediat s-a dus la el și l-a întrebat, cu ce putem să te ajutăm? Spre deosebire de ceilalți. Îmbrăcămintea, din alt punct de vedere, ne reflectă, poate pentru unii dintre noi, și sigur ați văzut lucrul acesta, cu ce ne ocupăm. Aviatorii au îmbrăcăminte, poliția are îmbrăcăminte, armata sau diferite părți din armată au îmbrăcăminte specifică prin care se identifică unde aparțin. Când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu și copilul lui Dumnezeu, acum aș vrea să spun, nu înseamnă că atunci când venim la casa Domnului venim oricum. Nu, ne îmbrăcăm frumos, pentru că venim să îl reprezentăm pe Dumnezeu. Unul dintre cunoscuți care lucrează la un dealer mi-a spus așa, și eu trebuie să mă duc la cravată, la dealer, pentru că ei când m-au angajat, mi-au spus așa, tu ești primul care reprezinți fața companiei noastre și trebuie să areți frumos. Frați și surori, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne îmbrăcăm frumos ca să facem cinste Tatălui nostru care este în ceruri. Și vorbim despre caracterul nostru, felul în care ne relaționăm unii cu ceilalți. Și nu ne-a lăsat Dumnezeu în necunoștință de ce fel de relații trebuie să avem. Este diferență între reputație și caracter. N-aș vrea să zic să facem un test, că nu odată am spus lucrul acesta aici și știți și dumneavoastră, dar ne aducem aminte. Reputația unui om este valoarea omului pe piața opiniei publice. Spunea cineva, reputația este ca umbra. Și știți cum e umbra? Să zicem, a unui stâlp sau unui copac. Câteodată e mai mare decât copacul. Câteodată e mai mică. Depinde de unde luminează soarele. Așa e, sau în ce poziție este soarele. Pe când caracterul este adevăratul om care este cel ce
se prezintă. Deci caracterul este adevăratul om, nu reputația. Deci de aceea ne învață cuvântul lui Dumnezeu și până acum am vorbit despre aceasta, despre inimă, care de fapt suntem ceea ce suntem noi, inimă care spune să o îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare. Știți că s-a vorbit despre îndurare, despre bunătate, despre smerenie, despre blândețe, îndelungă răbdare, despre îngăduință, că ne spune să ne îngăduim unii pe alții, și despre faptul că unii se plâng și au motive să se plângă de alții, dar Biblia ne spune și cum să tratăm această situație. Ce dacă unul are pricină să se plângă, deci nu pe nedrept, pe drept să se plângă, cuvântul spune, ce spune? Să ne iertăm unii pe alții. Cum? Cum i-a iertat Iosif pe frații lui? Așa spune? Nu. Cum ne-a iertat Hristos și pe noi? Deci, exemplu și la toate trăsăturile acestea de caracter, am zis că Dumnezeu este Cel ce ne dă exemplu, se dă exemplu pe El. Dacă vorbim și vrem să înțelegem ce înseamnă, de exemplu, bunătate, știți că Dumnezeu este exemplu și a dăruit și s-a arătat și și-a arătat bunătatea față de noi. Și nu putem spune sau ne putem scuza că nu merită sau găsim noi tot felul de motive. Nu. Exemplu de bunătate pe care trebuie să-l urmăm este Dumnezeu. Exemplu de îndurare pe care trebuie să o acordăm semenilor noștri este Dumnezeu. Exemplu de smerenie este Dumnezeu. De Domnul Iisus spune că s-a smerit. Frați și surori, așa trebuie să facem și noi, să urmăm exemplul acesta al lui Dumnezeu. Și acum, în dimineața aceasta, aș vrea să ne axăm și să privim la versetul 14 din Coloseni 3, versetul 14, care spune așa: dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Deci, mai presus de toate celelalte, mai presus de îngăduință, mai presus de bunătate, mai presus de smerenie, de blândețe, de îndelungă răbdare, deci, mai presus de toate acestea, trebuie să se reflecte dragostea, care este legătura desăvârșirii. Dacă stăm și am stat și am analizat toate celelalte trăsături de caracter în relație cu dragostea și am constatat că fără de dragoste nu le putem împlini pe celelalte. Fără de dragoste nu putem să le împlinim pe celelalte. Și dacă privim la acest verset numai, deci îmbrăcați-vă cu dragoste. A putea, în primul rând, haideți să definim sau să privim la această definiție. Ce este dragostea? Pe toate celelalte le-am definit și le-am spus care este sensul. Și hai să privim și la aceasta. Dragostea, am găsit și eu scris, am studiat aceasta, este un sentiment de afecțiune și devotament față de cineva sau față de ceva. Deci, se poate să fie un atașament și o afecțiune față de persoane, dar și față de anumite lucruri. Poate să fie față de job-ul care îl am, sau de slujba pe care o am, sau că îmi place o mașină, sau am această afecțiune de lucruri. Găsiți scris câteva definiții ale dragostei date de anumiți oameni, să spunem, mai renumiți din trecut. Charles Dickens spune așa: să-ți spun ce este dragoste adevărată. Este credință, vă rog să fiți atenți că toate au câte o semnificație. Dragostea adevărată este o credință oarbă, umilință fără preget,
supunere desăvârșită, încredere și dăruire împotriva ta însuți, împotriva lumii întregi. Dragostea înseamnă să-ți dai inima și sufletul celui care ți le va zdrobi. Așa a spus Charles Dickens. O altă definiție. Molière a spus lucrul acesta. Dragostea este cea mai puternică forță din univers. Este? Este. Dragostea este o dorință de a contribui la fericirea celuilalt sau semenilor noștri. Și am găsit una foarte interesantă. Nu am avut experiențe în viața noastră felul acesta, că am fost atât de îndrăgostiți de ceva, de n-am văzut nimica rău. Parcă și alții au folosit să expresa aceasta, mă, e bolnav. Ați auzit? E așa de, nu vede nimic, e bolnav, e orb. Și cine v-a făcut o definiție aceasta? Ce Euripide a scris lucrul acesta și a zis așa, dragostea este cea mai sănătoasă boală. Să ne îmbolnăvim toți de dragoste. Da? Da. Dragostea adevărată care își are originea Dumnezeu. Dragostea, mai spunea cineva, este scopul final al istoriei lumii. Este aminul universului. Și o să facem referire, cred că, la aceasta. Deci am definit ce este dragostea. Și ce este dragostea? Legătura de săvârșire. Așa am citit aici, da. Okay. Dar e foarte adevărat că, am zis, dacă am definit-o, hai, în al doilea rând să privim la acest aspect al originii dragostei. De unde vine dragostea? Biblia ne spune că dragostea vine de la Dumnezeu și ne spune de fapt că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cunoscutele versete Galateni 5:22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Deci, roada Duhului este dragostea. Dragostea își are originea în Dumnezeu. Pentru că, așa cum au scris oamenii lui Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt, dragostea este Dumnezeu. Și dragostea este unul din principalele trăsături ale caracterului lui Dumnezeu. Și nu numai atât, frați și surori. Dumnezeu ne-a înzestrat când ne-a creat, ne-a înzestrat și pe noi cu capacitatea aceasta de a ne iubi unii pe alții. Deci aceasta este capacitatea de a ne iubi unii pe alții pusă de Dumnezeu în noi. Oamenii au fost interesați și ucenicii la început despre care sunt trăsăturile cele mai importante ale lor și, cum am spus, trăsături de caracter. Matei 22, au venit la Domnul Iisus și au zis, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și știți ce a spus Domnul? Iisus le-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Deci, dragostea își are originea în Dumnezeu. Dragostea este legătura desăvârșirii, așa am citit aici. Și dragostea nu este o opțiune atunci când vorbim de relații între frați, surori sau în societate. Dragostea este o poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă. Vedeți, ucenicii și cei din vremea Domnului Iisus și cărturarii și farisei au fost interesați în relații și s-au dus la Domnul și s-au întrebat care e cea mai mare poruncă, că ei aveau legea. Și știți cum e, unde e lege, nu-i tocmeală. Avem noi cântarea aceea, dragostea le dă pe toate, da? Sau? Legea dă numai ce-i legea. Dar în dragoste trebuie să fie o acoperire a anumitor greșeli și, sigur, o iubire față de semenii noștri. Ceea ce ne deosebește pe noi, ca și copii al lui Dumnezeu, de lumea în care trăim, sau ceea ce deosebea sau trebuia să deosebească pe ucenicii Domnului de cei ce țineau legea, era tocmai această relație de dragoste. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, deci ucenicii Domnului, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci, noi ne deosebim și spuneam că îmbrăcămintea te deosebește, mai ales caracterul. Ce oamenii vor vedea că suntem ucenicii Domnului atunci când noi ne vom iubi unii pe alții sau când vom avea dragoste unii pentru alții. Roman 12:10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, fiecare să dea întâietate altuia. Și vine Domnul Iisus și spune, dacă mă iubiți, că noi spunem că iubim pe Domnul, dacă mă iubiți, ce faceți? Veți păzi poruncile mele. Și care-i porunca? Să ne iubim unii pe alții. Să-L iubim pe Domnul, dar să ne iubim și unii pe alții. Acum, acest înțeles corect și adevărat al dragostei și această definiție a dragostei adevărate a fost coruptă în societatea omenească și așa cum bine știți, cel rău întotdeauna încearcă să imite lucrarea lui Dumnezeu sau trăsăturile de caracter al lui Dumnezeu. Și oamenii au folosit un limbaj, să zicem, uzual în societate, pentru ca să își satisfacă poftele lor. De aceea a fost coruptă. Ei spun că dragostea este nobilă, dragostea este Dumnezeu, dragostea de la Dumnezeu e adevărat. Dar această dragoste adevărată care vine din Dumnezeu nu ne permite să păcătuim în motivul că iubim sau că avem dragoste. Acesta nu ne permite să facem păcate. Dragostea aceasta, să zic, a unora care pretind că au dragoste, ați auzit cât durează? Poate că pentru unii un an sau poate chiar mai puțin de un an. Și după aceea ajunge să fie zdrobiți. Din punct de vedere al societății în care trăim sau omenirii, istoriei omenirii, dragostea aceasta a fost, să zic, clasificată sau direcționată în mai multe direcții. Ați auzit de dragostea aceasta erotică care vine de la Eros, care era fiul lui Zeus și Afrodita? Dragostea aceasta erotică. N-aș vrea să vorbim despre ea, că știm cât de multe dureri aduce, dar poate fi asociată, ca să-i dăm, să zicem, o parte pozitivă, poate fi asociată cu sentimentele care stau la baza întemeierii unei familii. Deci poate să fie asociată.
Apoi avem dragostea aceasta agape, care știm că înseamnă dragoste cu sacrificiu. Iubești, dăruiești. 1 Petru 1 cu 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Câteodată trebuie sacrificiu, pentru că să manifesti dragostea, să știți că trebuie și putere, și călăuzire. Și puterea aceasta și călăuzirea vine din Duhul lui Dumnezeu. Ca să manifeste această formă sau fel de dragoste agape, trebuie să faci sacrificii. Romani 12 cu 13, ajutați pe sfinți când sunt în nevoi. Fiți primitori de oaspeți. 2 Corinteni 8, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Deci au trecut oamenii prin necazuri, au trecut prin greutăți, au trecut, dar ce bucuria de a-și manifesta dragostea și a arăta dragostea aceasta de sacrificiu, agape, au colectat și au adunat ajutoare pentru sfinți. Știți? Și spune mai departe la versetul 8, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă în adunarea de ajutoare, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. De aceea Pavel amintește corintenilor de dărnicia aceasta a bisericilor din Macedonia sau dragostea față de sfinți, față de frați și surori care erau în nevoi. Și cred că și noi practicăm aceasta întotdeauna când ne gândim să facem un ajutor pentru frații și semenii noștri care sunt în nevoi. Orice ajutor îl facem în numele Domnului și îl facem cu dragoste, este reflectat de această dragoste cu sacrificiu. Și îi bine, frați și surori, să facem lucrul acesta. Dragostea aceasta semnifică iubirea creștină bazată pe un sentiment și o compasiune personală față de comunitate. Deci, dragostea eros, dragostea agape, dragostea fileo sau filia, cum suntem noi, Philadelphia, știți ce înseamnă Philadelphia? Cum se traduce? Dragoste frățească. Dragostea aceasta frățească și dragostea Domnului este ceea ce ne adună la oaltă. Dragostea aceasta este un tip de dragoste care se folosește în familie, între prieteni și mai ales în societatea creștină a bisericilor noastre. Am găsit o a patra formă de dragoste, care o folosesc grecii și în limba aceasta greacă știți că sunt cuvintele care exprimă o mai bună realitate a rădăcinilor cuvintelor. Storge, dragostea storge, care înseamnă atașament, afecțiune, este un sentiment natural dintre părinți și copii. Deci, o altă formă a dragostei. Dar toate aceste forme de manifestare, sau chiar dacă au fost definite cu specific obiectiv, toate acestea, frați și surori, sunt cuprinse în definiția dată de Biblie a dragostei adevărate pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi. Și cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea față de noi? Știți cum? Prin faptul că pe când eram noi, ce-a făcut Dumnezeu? Hristos a murit pentru noi. Deci,
Această trăsătură a caracterului nostru, dragostea, trebuie să se manifeste în toate domeniile vieții noastre și în toate domeniile de activitate a vieții noastre, începând din relația părinți-copii, relația soț-soție, relația în societate și mai ales relația în biserică. Atunci când manifestăm dragostea aceasta divină și când o avem ca trăsătură a caracterului nostru, aceasta, frați și surori, ne deosebește de toți ceilalți. Am citat versetul, lumea va cunoaște că suntem ucenicii Domnului, nu numai prin ceea ce spunem, nu, și mai ales prin ceea ce facem atunci când arătăm dragoste unii față de alții. Vă spuneam, poate că nu cu mult timp în urmă, că am văzut undeva scris lucrul acesta, zice, și creștinii trebuie să iubească și pe vrăjmași, așa a spus Domnul. Și dacă nu iubim pe vrăjmașii noștri, nu ne deosebim de ceilalți. Ce deosebire este? Că și ceilalți nu iubesc. Ce dacă îți iubești vrăjmașii, îi faci confuzi. Spunea propoziția aceasta. De ce îi faci confuz? Pentru că ei se așteaptă să-i urăști sau să te răzbuni. Noi nu trebuie să facem așa. Să citesc din 1 Ioan, capitolul 4, versetele 7 la 12. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, că dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Amin, frații și surori? Și merită Domnul să spunem amin. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, ce trebuie să ne iubim și noi unii pe alții? Deci nu este o opțiune, nu este dacă merită. Nu, trebuie să ne iubim unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui în noi a ajuns desăvârșită. Așa spunea apostolul Petru. Deci, revenind la versetul acesta, zice, oricine iubește este născut din Dumnezeu. Suntem ucenicii Domnului prin faptul că în noi s-a făcut această schimbare, această transformare pe care o numim nașterea din nou. Și prin nașterea din nou, comportamentul nostru, trăirea noastră, creșterea noastră, vorbirea noastră trebuie să fie diferită de a lumii. Cine iubește este născut din Dumnezeu. Nu vreau să fiu negativist, dar cred că nu greșesc dacă spun că sunt mulți sau multe biserici care sunt pline, sunt mulți care sunt nenăscuți din nou. Poate veți întâlni oameni care fac o slujbă, cântă, predică sau fac acțiuni de caritate și sunt membri într-o biserică, dar care n-au nașterea din nou, atunci când privești la felul de relații sau dragostea pe care trebuie să o arate față de semeni. Cine nu iubește, nu este născut din Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru care ne-l spune Apostolul Petru aici, ce reflectă dragostea lui Dumnezeu care este în noi. Zice, dragostea aceasta este o măsură care arată cât de mult îl cunosc eu pe Dumnezeu sau dumneavoastră. Cât de mult cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Eu nu pot să vă analizez pe dumneavoastră, fiecare dintre noi ne analizăm pe noi înșiși. Deci,
cunoașterea lui Dumnezeu și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să îl întâlnești pe Dumnezeu, trebuie să fii vorbit cu Dumnezeu, trebuie să faci o decizie sau să facem o decizie în viața noastră. Ascultăm de Dumnezeu sau n-ascultăm de Dumnezeu? Că dacă mă iubiți, împliniți poruncile mele, a spus Domnul Iisus. Și dacă împlinim poruncile Domnului, înseamnă că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care îl spune Apostolul Petru, deci ca valoare a dragostei, ce dragostea este mijlocul prin care Dumnezeu rămâne în noi. Așa spunea Apostolul Petru aici. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui noi a ajuns desăvârșită. Ioan 14:21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi, spunea Domnul Iisus, și mă voi arăta lui. L-am văzut pe Domnul? Îl iubim așa de mult că dorim să îl vedem și să ascultăm de el? Domnul să ne ajute la aceasta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi, noi, și spune noi, cu capital letters, adică Tatăl și Domnul Iisus, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deci dragostea este mijlocul prin care Dumnezeu intră și rămâne în noi și locuiește în noi. Care sunt, sigur, acum ne apropiem de încheiere, valoarea și felul de manifestare a dragostei? Am să rog pe cei de la stație să pună cunoscutul text, 1 Corinteni, capitolul 13. Și să știți că ne putem face timp să-l citim tot. Deci, 1 Corinteni, capitolul 13. Suntem cu toți atenți de importanța și valoarea acestei trăsături ale caracterului nostru, care este dragostea, legătura desăvârșirii? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte,
dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, deci există această perioadă a copilăriei, când vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin. Așa cum am fost eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Frați și surori, avem noi această trăsătură a caracterului lui Dumnezeu în viața noastră? Este Dumnezeu în noi? Dacă Dumnezeu este în noi, atunci vom arăta dragoste. Dacă nu este Dumnezeu în noi, înseamnă că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și nu cunoaștem capacitatea Lui de a iubi. El ne-a arătat lucrul acesta. Știți că sunt oameni, și Ioan spunea, 4:20, dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, și sunt oamenii acestea, dar spune mai departe, și urăște pe fratele său, omul acesta cum este? Este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? 1 Ioan 2:9. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric. Este încă în întuneric. Pe oameni, poate că îi putem înșela sau putem afișa o dragoste din aceasta prefăcută. Dar pe Dumnezeu nu-L putem înșela, frați și surori. Pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Și pentru că ne învață cuvântul Domnului să iubim și să arătăm dragoste, am putea să ne punem întrebarea, cum, apropo de încheiere, care este beneficiul? Ce rezultat am? Că îmi arăt dragoste. Și puteți să citim Psalmul 103, dacă noi ne arătăm dragostea adevărată pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi, atunci vom avea păcatele iertate, vom avea bolile vindecate, vom avea pace, vom avea liniște, ne vom culca și vom dormi liniștiți. Și îi spuneam la nuntă la Matthew, că asta și-au ales ei, Psalmul 91. Știți ce spune Psalmul 91? Ce zice Dumnezeu despre cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cred că știm lucrul acesta. Și toți am vrea să avem parte de aceasta. Zice versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, zice de tine și de mine, că îl iubim, dacă îl iubim pe Dumnezeu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, arată dragoste. Cine nu cunoaște, nu arată. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Aceasta spune Domnul, frați și surori, pentru cei ce iubim pe Domnul. Și dacă iubim pe Domnul și iubim pe frați, împlinim toată legea și prorocii. Merită să îl slujim pe Dumnezeu și să arătăm dragoste față de frații noștri? Numai prin partea aceasta ce am citit aici din Psalmul 91. Dacă merită, frați și surori,
Atunci încheiem cu ceea ce spune Petru, 2 Petru 1, 5 la 7. 2 Petru, capitolul 1, versetele 5 la 7. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Domnul să ne ajute. Amin? Amin. O trecut timpul. Mai avem o cântare despre dragoste? Care? What about dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. O știm cântarea aceasta? O știi, fratele Iosif? Dragostea e cea mai mare. Haideți să ne ridicăm, să cântăm cântarea aceasta și încheiem. Am căutat-o. Este la numărul 1000 în harfe. Un număr frumos. Deci, dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Sigur, pentru tine poate că e o cântare nouă, da. Dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea nicicând. Cu ea viețuiești în lume și nu vei cădea nicicând. Dragostea cine are, îi servește de-a picoare pentru a merge mari. Îi servește de-a picoare pentru a merge mari. Cine zice acesta. Mi-a plăcut definiția pe care Euripide o dat și a spus, dragoste este cea mai sănătoasă boală. Da? Și e bine să fim bolnavi în dragoste. Da? Dar așa cum s-a încheiat cântarea, cerul, pământul va trece. Dragostea va rămâne. În cer, numai cei ce au dragostea aceasta vor ajunge acolo. Și cred că toți vrem să ajungem în cer. Domnul să ne ajute! Haideți să mulțumim cu toții Domnului pentru dimineața aceasta. Ne rugăm! Thank you.
binecuvântă-ne la despărțire și ajută-ne să ajungem în împărăția ta. Amin. Ne despărțim, ne întâlnim după masă la ora 6. Amin.